Descoperire uluitoare în Rusia. Trupul unei femei nealterat după 800 de milioane de ani. În vara anului 1969, din întâmplare, o descoperire incredibilă și destul de puțin cunoscută a fost făcută într-un sătuc din Rusia, Ravchik Tisulskago, din regiunea Kemerovo. În timp ce efectuau săpături pentru o mină de cărbuni, minerii au dat peste un sicriu mai puțin obișnuit, la circa 70 de metri adâncime. Ceea ce au găsit în interiorul acestuia contrazice istoria acestei planete. Când au deschis sicriul din piatră, minerii au fost șocați. În sicriu era așezată o femeie de circa 30 de ani, de o frumusețe neobișnuită, așa cum au descris-o minerii, cu trăsături europene extrem de fine și cu ochi albaștri larg deschiși. Părul era bogat, șaten închis, cu o tentă roșiatică, ușor buclat, ajungându-i până la talie. Mâinile, așezate pe lângă corp, erau albe, cu unghii curate și îngrijite. La un moment dat, din cauza căldurii, din sicriu a început să curgă un lichid ciudat, de culoare roz-gălbuie. Minerii au realizat că ceea ce au descoperit ei este un fapt foarte important și trebuie raportat la partid. Până să sosească o echipă specializată care să preleveze misterioasa descoperire, minerii au mai observat că o parte bună din sicriu era umplută cu acest lichid. Înainte de sosirea autorităților, locuitorii au putut observa sicriul, care a stat deschis aproximativ 15 ore. Specialiștii sosiți în cele din urmă au încercat să deplaseze sicriul, dar acesta era prea greu. Atunci, specialiștii s-au decis să ușureze sicriul, scoțând lichidul. Imediat, trupul femeii s-a schimbat brusc. Corpul s-a înnegrit și s-au pierdut aproape toate trăsăturile fizice. În cele din urmă, restul cadavrului a fost prelevat și dus la un laborator. În urma datărilor cu carbon, dar și altor metode, s-a stabilit că femeia trăise pe Terra în urmă cu peste 800 de milioane de ani. Mai precis, trupul provenea din perioada Carboniferului din era Paleozoică, adică în urmă cu enorm de mult timp înainte de apariția omului și tot atât de enorm de mult timp înainte de apariția dinozaurilor pe Terra. Cel care conducea lucrările la mina din Tisulskago, inginerul Alexander Alexandrovich Masaligina, a povestit că femeia găsită nu părea deloc moartă, ci doar adormită. El a povestit că sicriul de marmură era plin cu un lichid roz albăstrui. Unul dintre muncitori chiar a încercat să guste puțin lichidul. După o săptămână a înnebunit, iar după 3 luni a murit în chinuri groaznice. Trupul femeii era învelit într-o dantelă extraordinară, tesută dintr-un material necunoscut. În varianta oficială, trupul femeii era complet gol. Unora dintre minerii prezenți la fața locului, li s-a părut că la un moment dat, pieptul femeii tresălta, de parcă ar fi fost vie și respira. Autoritățile rusești au catalogat aceste afirmații drept iluzii optice colective, ceea ce nu prea se întâmplă în general. Din descrierea inginerului, știm că femeia era extrem de frumoasă, cu formele trupului și ale feței vădit europene. Tot de la martorii oculari, se știe că lângă trupul femeii exista un corp metalic cu dimensiunea de 10 pe 25 de centimetri și lat de 1,2 centimetri. Din descriere, obiectul se poate compara cu un telefon mobil din zilele noastre. În anul 1979,
inginerul Alexandrovici a dat un interviu pentru un ziar occidental și a povestit cu mult prea lux de amănunte pentru a fi pe gustul KGB-ului. Inginerul a murit curând, în anul 1980, de un ulcer galopant extrem de suspect. La puțin timp după descoperirea sicriului, satul a fost izolat de trupe de grăniceri și un desant KGB. Locuitorii au fost obligați să stea închiși în case până la evacuarea sicriului și a trupului femeii. Însuși comandantul regiunii a venit într-un elicopter și a decretat regiunea ca zonă contaminată, deci totul a fost pus în carantină severă. Grupul celor 6 mineri a fost dus într-un laborator improvizat într-un cort și acestora li s-au prelevat tot felul de urme, chiar și de sânge. Au fost analizate zonele deschise ale mâinilor și picioarelor, despre care se presupunea că ar fi intrat într-un fel sau altul în contact cu trupul găsit sau cu lichidul din sicriu. Cei 6 au fost declarați contaminați. Într-un singur an, toți cei 6 au suferit diverse accidente, în urma cărora și-au pierdut viața. Practic, cu asasinarea în 1980 a inginerului Alexandrovici, niciunul dintre cei care participaseră la descoperire nu mai era în viață. Deci, nu mai putea spune nimeni nimic. Locul unde fusese descoperit sicriul a fost incendiat, apoi aruncat în aer cu dinamită pentru a se șterge orice urmă. Un savant rus, Ivanich Kosalev, unul dintre cei trimiși la fața locului, care a studiat mult timp sicriul și resturile umane, a lăsat scris un caiet de memorii publicat după anul 1989. Profesorul a scris că această descoperire a schimbat vechea istorie a vieții pe pământ. După opinia sa, odată cu publicarea oficială a rezultatelor cercetării, se va crea un șoc în lumea științifică. Vârsta trupului femeii, denumită de el Prințesa Rusă, circa 800 de milioane de ani, va distruge din temelii teoria lui Darwin a originii omului din maimuțe. Femeia îngropată în perioada carbonifer a erei paleozoice, cu milioane de ani înainte de apariția dinozaurilor și cu mult înainte de transformarea vechilor și uriașelor păduri în cărbune, nu putea să existe atâta timp cât omul nu apăruse. Atunci, cum, de unde și de ce? Savantul rus a explicat cum de a fost posibilă păstrarea perfectă a corpului timp de 800 de milioane de ani. Sicriul inițial, cu femeia în picioare, era din lemn. În urma prăbușirii și cuprins de un torent de lavă, sicriul s-a marmorizat. Deasupra sa, lemnul prăbușit în urma erupției s-a carbonizat, creând un vacuum complet lipsit de oxigen, și asta datorită faptului că totul s-a produs brusc. Natura materialului dantelei în care a fost înfășurată femeia nu a fost identificată nici până astăzi. Tehnologia pentru producerea de către om a unui astfel de material nu s-a inventat încă. Deși s-au păstrat încă mostre din lichidul roz-albăstrui, încă nu a fost nimeni în măsură să determine compoziția respectivului lichid. Au fost identificate doar unele mici componente care ar fi provenit de la soiuri ancestrale de ceapă și usturoi. Oare să joace arsenicul vreun rol? Metalul din care a fost executată cutia găsită în sicriu, nici el nu a putut fi identificat, neexistând în tabelul lui Mendeleev. Nici rostul cutiei nu a fost descoperit. Pusă la raze X, au putut fi observate în interior mai multe linii suprapuse, ce amintesc de un circuit integrat.
Însă, atunci când a fost tăiată o bucată, nu s-a găsit nimic reliefat, liniile fiind doar aparent desenate în interior. Cum a fost realizat? Un alt mister. O altă ciudățenie a fost descoperită în Turcia. Rămășițele unei femei, care avea 30 de ani la momentul morții, acum 800 de ani, au fost găsite îngropate în Asia Mică, iar particularitățile acestui cadavru sunt uimitoare. Arheologul Henrik Kaiswetter de la Universitatea Tübingen din Germania a examinat rămășițele unei femei dezgropate în zona de lângă orașul antic Troia, când a descoperit doi noduli calcifiați sub coastele scheletului. La prima vedere, păreau noduli formați în urma tuberculozei. Însă, în urma testelor făcute de un profesor de medicină și microbiologie și expert în evoluția patogenilor, rezultatele au arătat că nodulii nu erau din cauza tuberculozei. Intrigați, savanții au deschis acești noduli și au găsit bacterii din genul Staphylococcus, care includ bacteria S. aureus, care este extrem de patogenică. Aceste mostre au fost trimise în Canada, la un laborator specializat în analizarea ADN-ului antic. Aici s-a dezvăluit că aceste mostre conțineau suficient ADN pentru a reconstrui în întregime genomurile a două specii de bacterie, Staphylococcus saprophyticus și Gardnerella vaginalis, care au infectat femeia și, cel mai probabil, au dus la moartea acesteia. Surpriza a venit din faptul că ADN-ul femeii din Turcia corespundea în proporție de 90% cu ADN-ul prințesei ruse. Atunci, savanții au trecut din nou la recalcularea vieții femei turce și au descoperit că mai există un ADN al unui băiat și că vârsta depășea sute de milioane de ani. Cercetările sunt în curs și probabil în curând vom afla adevărul. Deoarece este imposibil ca prințesa rusă să se fi născut și să fi murit într-o perioadă când nici omul nu exista, actualii savanți consideră că aceasta cu siguranță făcea parte dintr-o expediție interstelară ce își propusese colonizarea Terei. Un argument solid este faptul că trupul și chipul femeii nu avea nimic în comun cu primii humanoizi și că mai degrabă arăta ca o europeană modernă. Poate atunci când toate dosarele secrete ale KGB-ului vor fi declasificate, să aflăm mai multe. În mod sigur se știe adevărul despre prințesa rusă sau femeia turcă, dar de ce nu ni se spune, este greu de înțeles. Poate guvernul mondial să ne ferească oare de niște adevăruri cumplite pe care nu am fi în stare acum să le percepem în liniște? Poate fi un răspuns, dar tot nu ne mulțumește. Ați urmărit un documentar realizat după un material de George Hodorogea. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu. Vă mulțumesc și vă aștept și data viitoare. Nu uitați să dați un like și să lăsați un comentariu dacă doriți. Pe curând!